o croșetă 2 jumate, un bumbac subțire, fac un lănțic mai larg, adică lucrat mai slab, dintr-o parte cealaltă a pieptului, deci cât pieptul de lat. Deci am făcut un lănțic de 120, mă măsor peste sân, la lățimea pieptului dintr-o parte în alta. Fac un ochi în sus și mă întorc cu piciorușe simple. La fiecare ochi din lanțic fac un picioruș simplu. Două și mă întorc cu piciorușe duble. Dau peste croșeta și iau ambele fire. Și lucrez așa până la capăt. Am ajuns la capăt de rând, vin și iau ochiul de aici cu tot așa, ultimul ochi. Schimb firul și iau alb. Un, două, dau peste croșetă, las un ochi și vin al doilea și fac trei piciorușe, unu, două, trei în același loc. Lanț de două. Las aici un ochi. Și vin aici și fac două piciorușe simple. Unu, două. Las un ochi. Un ochi și vin aici și fac trei piciorușe. Un, două. Las un ochi și vin aici și fac două piciorușe simple. Lanț de două, las un ochi, trei piciorușe. Și tot așa până la capăt. Am ajuns aproape la capăt. Am făcut cele trei piciorușe, lanț de două, las un ochi, două piciorușe. Unu, două,
las un ochi, trei piciorușe, un ochi și piciorușul din margine. Unu, două și mă întorc. Vin aici, las un ochi și vin la al doilea aici. Trei piciorușe. Un, două, trei. Dau peste croșetă și vin la următorul. Las un ochi și vin la al doilea. Două, trei. Unu, doi, trei. Și tot așa până la capăt. Am ajuns aproape la capăt. Am făcut lanț de 3. Fac aici cele 3 piciorușe. Și piciorușul din margine care îl iau așa. Unu, două, mă întorc, vin, las un ochi și vin la al doilea, piciorul și vin la al doilea. Trei piciorușe, lanț de două, vin aici pe lanțul de trei și fac două piciorușe simple. Lanț de două și trei piciorușe. Las un ochi și vin la al doilea. Lanț de două, vin aici pe lanțul de trei și fac două piciorușe simple. Tot așa. Am ajuns la final de rând, am făcut cele 3 piciorușe, piciorușul din margine. 1, 2 și mă întorc. 3 piciorușe. Lanț de 3. 3 piciorușe. Duble. Lanț de 3. Și tot așa. Până la capăt. Am ajuns la capăt, am făcut 3 piciorușe, vin, fac piciorușul din margine. 1, 2, mă întorc. 3 piciorușe. Lanț de 2. Și vin aici pe piciorul și fac pe lanțul de 3, două piciorușe simple. Lanț de 2, 3 piciorușe. Lanț de 2, două piciorușe simple. Tot așa
până lucrez 20 de centimetri. Deci de aici măsor 20 de centimetri. Am lucrat 12 rânduri, da, de model, adică 24 de rânduri. Și acum am făcut piciorușul din margine. La fiecare picioruș fac un picioruș. 1, 2, 3. Pe lanț, lanțul de 2, câte un picioruș. 1 și m-am mutat la celălalt lanț, ca un picioruș. Și apoi iară 1, 2, 3 și pe lanț câte 1. Trebuie să ajung la aceleași piciorușe care le-am avut aici. Am ajuns la capăt. Fac cele 3 piciorușe. Și piciorușul din margine. Un ochi și mă întorc. Și fac un rând de piciorușe simple. La fiecare picioruș dublu fac un picioruș simplu. Iau amândouă firele până la capăt. Am ajuns la capăt. 1, 2 și acum urmăresc floricelele de aici. Modelul de aici. Las un ochi, da? Și vin la al doilea. Exact cum am început aici. Las unul și vin la al doilea. Piciorul simplu, piciorul simplu, lans de 2, las 1, vin la 2. Și tot așa. Deci am 24 de rânduri de model. Număr 11 flori, 11 rânduri de model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și pun un semn aici. Număr 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și pun un semn aici pe dosul lucrului. Și acum lucrez modelul până ajung aici. Am ajuns aici aproape de semn. Las un ochi și vin la al doilea. 3 piciorușe. Unu, două, las un ochi și fac două piciorușe scurte. La semn. Lanț de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pun așa. Și aduc partea de aici, roșie. Exact unde am semnul,
semnul am la cele două piciorușe. Unu. Două. Unu. Două. Las un ochi și vin la al doilea. Unu. Deci urmărim și aici. Două. 3. Și acum continui rândul cu partea roșie până la capăt. Am ajuns la capăt. Las de două, las un ochi, 3 piciorușe. Ochiul din margine, piciorușul din margine. 1, 2 și mă întorc. Am făcut lanțul din margine, 3 piciorușe. Două, trei, vin la piciorușul din margine, din mijloc, 3 piciorușe și continui așa până ajung la lănțicul de 10. 3 piciorușe cu lanț de 3 între ele. Am ajuns aici la lănțic. 1, 2, 3, deci pe lanțic trebuie să fac 2 flori ca să ajung la florile care le-am avut înainte. Dau peste croșetă. 1, 2, 3, 1, 2, 3, al doilea rând de piciorușe. 1, 2, 3, 1, 2, 3 și deja vin aici la cele 3 piciorușe. 1, 2, 3. Am ajuns aici în dreptul la lănțic. Continui modelul cum l-am avut și până acum. Am terminat, deci de aici și până aici am 12 rânduri de flori. De aici și până aici 12 rânduri de flori. Și acum închei, pentru că mai am de aici până la sus la umăr 12 rânduri de flori. Deci ce am lucrat aici are o lungime de 40 de centimetri. Încep, deci fac marginea ca și aici, cu roșu. Am făcut piciorușul din margine și le la fiecare picioruș un alt picioruș. Trei piciorușe aici. Câte unul pe lanț.
unul pe lanț și trei la cele trei piciorușe. Am ajuns la capăt, fac piciorușul din margine și mă întorc. Fac un ochi, dau o dată peste croșetă și la fiecare picioruș fac un picioruș simplu, dar prin toate ochiurile, ca să iasă puțin mai în firul subțire, să iasă puțin mai grosuț. Am terminat partea de jos, deci de aici și până aici am 40 de centimetri. Și acum trebuie să fac umărul. Am 24 de rânduri de model. Las una aici, la sub braț, un rând de model, o floare și încep exact de aici. Fac ochiul de margine. Unu, doi, dau peste croșetă, las un ochi și vin și fac o floare. Urmărim și florile de aici, de jos, să nu ne vină una mai într-o parte și una în cealaltă. Unu, două. Las un ochi și fac două piciorușe simple. Deci punem lucrul pe față. Partea roșie de aici e fața lucrului. Două, trei, patru, cinci. Dau peste croșetă, las un ochi și vin al doilea. Fac piciorușul din margine. Unu, două și mă întorc. Și acum lucrez modelul care l-am, care l-am lucrat și până acum. Trei piciorușe, lanț de 3. Deci lungimea la bluzică o împart în 3. O parte, o treime aici, unde vine la sân, o treime de aici până jos și o treime de aici până la umăr. Aici la capăt iau piciorușul cu totul. 1, 2, dau peste croșetă și mă întorc. 3 piciorușe. 2. Două piciorușe simple, lanț de 2, trei piciorușe și tot așa. Deci lucrez 12 rânduri de model. Am făcut 12 rânduri de model și mă opresc aici. Deci sunt pe față, mă opresc aici. La partea din interior. Deci am una și cu 5-6 la a 6-a floare și vin aici. 1, 2, 3, 4, 5 la a 6-a floare și încep de aici. Unde am cele două piciorușe simple.
1, 2, dau peste croșetă, las 1 și vin la 2. Un ochi și vin la al doilea. 1, 2, 1, 2, las un ochi și vin la al doilea. Și fac piciorul ușor simplu. 1, 2, urmăresc și aici jos. Las un ochi, vin la al doilea. 2 peste croșetă, las un ochi și vin la al doilea unde fac piciorușul din margine. 1, 2 și mă întorc. Și iară fac 12 rânduri, ca și aici. Am terminat și cel de-al doilea umăr și acum sunt pe dosul lucrului. Da? E partea albă aici. Lucrez aici umărul, eu continui modelul care l-am. Unu, două, trei piciorușe, două, trei. Lanț de 3. Am ajuns aici la capăt și acum trebuie să unesc cei doi umeri. Să continui cu spatele și fac un lanțic. 5. Am făcut lanțul de 60 și acum continui aici. Dau peste croșetă, deci pun așa pieptul cu fața în sus și continui aici modelul. Fac ochiul din margine, piciorușul din margine și apoi continui. Două. 3. 1, 2, 3. Ca așa vine, da? Ca să continui modelul. Așez pieptul cu spatele în sus și lucrez așa. Deci pun pieptul așa cu spatele în sus și eu lucrez aici. Am făcut 3 piciorușe. 1, 2. Vin aici pe lanț și fac, da, am 1, 2, lanț de 2. Și eu pe lanțul ăsta trebuie să am 12 rânduri de model. Nu mă chinuiesc să iau ochiurile din lanțic, pentru că lucrând lanțicul foarte strâns, e foarte greu să le iau. Pot să iau, las un ochi și vin la al doilea aici. Dar e foarte strâns lucrat și iau decât primul ochi din lănțic și următoarele le lucrez pe lănțic. 2, așa. 3, 1, 2, fac 2 piciorușe. Pentru că după aia când vom lucra, când voi lucra rândurile în jos, aici pe lanțic se așează. 3 piciorușe duble. 1, 2. 2 piciorușe simple. Unu,
Două. Atât trebuie să am grijă ca să nu sar ceva din model ca să nu-mi iasă bine după aceea când fac rândul 2. 1, 2. Două piciorușe simple. Am făcut cele 12. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanț de 2 și cele 2 piciorușe. Unul fac pe lanț și unul fac în dreptul piciorușului din margine de la piept. Unu, două, da, și vin aici și fac trei piciorușe. Deja am ajuns la cealaltă parte a pieptului. Am ajuns aici la capăt, întorc pieptul cu fața în sus, da, și aici urmăresc, da, merg cu lucru până aici, să nu fie răsucit. Deci de-aia pun întins pieptul când cu fața, când cu dosul, ca să nu am aici în spate, că dacă mi se răsucește și lucrez, după aceea n-am ce să le mai fac. Am ajuns aici, la prima, unde am prima floare, primul rând pe lanț. Am făcut trei piciorușe, lanț de 3 și continui unde am cele trei piciorușe duble. Unu, doi, trei, lanț de 3. Mă mut la următoare. Unu, doi, 3. Lanț de 3. Mă mut la următoarea și tot așa până lucrez toate rândurile de pe lanțic. Am fixat modelul acum. Te se așează pe lanțic foarte, foarte frumos. Deci lucrat lejer, se plimbă pe lanțic aici. Dar continuând cu modelul, ele se fixează foarte frumos, exact cum trebuie. Și acum lucrez 12 rânduri. Am făcut cele 12 rânduri de model. Și acum sunt aici. Lucrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 și mă întorc. Las un ochi și vin la al doilea și fac cele trei piciorușe. Două, trei, unu, două, trei și vin aici. Deci un rând de model. Și continui până în partea cealaltă. Am ajuns în partea cealaltă. Fac și aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Mă întorc. Las 1, 2. Deci 1, 2 lanțul și vin. Mai las un ochi și vin la al doilea.
și fac 3 piciorușe. Las un ochi și las un ochi aici și vin la al doilea și fac 2 piciorușe simple. Lans de 2 și apoi vin aici la al doilea picioruș din cele 3. 1, 2, 3. Lanț de 2, 2 piciorușe pe lanț aici, simple, 1, 2, 3 piciorușe. Și de acum merg drept până când ajung jos. Deci am aici 12 rânduri. 12 rânduri de model, aici 12 rânduri și plus aici rândul de piciorușe care îl pun ca un rând de model. Deci 12 cu 12, 24 și cu 1, 25 de rânduri de model. Am terminat spatele, deci 25 de rânduri de aici de la umăr și până jos. Și acum fac exact cum am făcut aici, la partea din față, roșu. Deci am terminat și partea de jos și apoi venim aici la mânecuță. Avem aici de la sub braț la umăr și vin și număr așa. Deci aici am crescut la sub braț 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și pun aici semn. Și apoi mă mut pe partea cealaltă. Și număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și pun semnul aici. Vin cu croșeta de aici. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Deci fac un lanțic de 38. Deci am făcut lanțicul de 30. Aici e umărul. Și vin și mă prind aici, așa. Mă prind la celălalt semn. Și vin la următorul. Deci piciorușele din margine. Vin la următorul picioruș. Apoi vin la lanț. Deci m-am prins aici. Unde am semnul. Am făcut lanț de 2. M-am prins aici. Și apoi vin așa. Dau peste croșetă. Și fac 3 piciorușe. 1. 2. 3. 1, 2, 3. Dau peste croșetă, fac alte 3 piciorușe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și fac așa 12. Da? De 12 ori câte 3 piciorușe. Deci 11, lanț de 3, 12, 1, 2, 3. Deci am pornit de aici. Mă prind la următorul rând aici la piciorușul din margine. 1, 2,
și mă prind la următorul rând. Deci în jos, da? Lucrez în jos spre partea unde am crescut. Mă întorc, dau peste croșetă și vin la cele trei piciorușe. Fac trei piciorușe. Lanț de două și mă prind aici pe lanțul de trei. 1, 2. Lanț de două și vin la următoarele trei piciorușe, la piciorușul din mijloc. 1, 2, 3. Lanț de două. Vin pe lanțul de 3 cu două piciorușe simple. 1, 2 și tot așa până ajung la capăt. Deci fac același model aici. Am ajuns la capăt. 1, 2 și vin la cele 3 piciorușe și fac 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 și apoi la rândul următor. Deci am prins o dată aici, vin aici, mă prind, 1, 2, mă prind la următorul rând și întorc, dau peste croșetă și fac cele 3 piciorușe. Două, trei, lanț de trei, mă mut la următorul. Unu, două, trei, lanț de trei și tot așa până ajung la capăt. Am ajuns aici la capătul rândului. Am făcut lanț de 3, vin aici la cele 3 piciorușe, fac 3 piciorușe duble, 1, 2, mă prind aici la lanțul din margine, 1, 2 și vin la următorul rând. Deci urmăresc rândurile. Piciorușele care le-am făcut în margine. Întorc, dau peste croșetă și la cele 3 piciorușe. Am ajuns aici la final. Lanț de 2, 3 piciorușe. Vin și mă prind aici, deci urmăresc rândul. 1, 2, mă prind la următorul rând și mă întorc. Și tot așa până fac 8 rânduri de model. Am terminat cele 8 rânduri. Fac al treilea picioruș aici. Și mă prind aici unde începe. Da, unde am crescut aici pentru la subbraț. Deci mânecuța vine exact până unde am crescut la subbraț. Deci așa vine prinsă de piept și de spate. Pieptul cu spatele cu dosul în sus. Deci partea roșie vine pe față. Și dau spatele peste piept. Și apoi vin de aici.
Și încep de aici de jos. Pe fața lucrului, închei. Cu piciorușele din margine. De la față și de la spate. Și acum trecem la cealaltă parte. Potrivim, da? Avem aceleași rânduri. Un rând de model e aici. Al 25-lea. Potrivim părțile și le încheiem picioruș în picioruș. Am încheiat ambele părți, slab. Și acum, cu fața lucrului la mine, fac ultimul rând la mânecuță. Începem de aici. La cele trei piciorușe câte un picioruș pe lanț două. La cele două piciorușe simple, 1. Pe lanțul de 2, 2. Am ajuns la cele trei piciorușe.